ziua și bine v-am găsit. Să știți că pentru mine timpul este foarte valoros și pentru voi este la fel, să știți. Așadar, avem astăzi o jumătate de oră împreună și eu mi-am propus așa, un sfert de oră, maxim 20 de minute să vă prezint din punctul meu de vedere care sunt acele 5 acțiuni pentru a ajunge la succes personal. Iar ultimele 10 minute îmi doresc să fiu la dispoziția voastră pentru întrebări. Este ok? Da? Bun. N-am fost atentă, iartă-mă, la prezentarea ta. Vreau să am așa o viziune de ansamblu a sălii. Mâna sus, cine este elev din clasa 9 până în clasa 12-a? Ok. Mâna jos. Cine este student? Perfect. Diferența este colosală. Cei care sunteți studenți, la ce în ce domeniu studiază facultate? Relații internaționale și studii europene. Perfect. Super. În primul rând, înainte de a începe prezentarea mea, am o curiozitate personală. Spuneți-mi câți dintre voi sunteți chiar interesați să aveți succes? Bine? Este cineva care nu vrea să aibă succes? Nu, serios. Toată lumea vrea să aibă succes? Bun. Nu este normal. Nu este normal pentru că dacă vrei să ajungi la succes personal, ai nevoie să muncești cu tine însuți. Și de aceea nu este normal. Pentru că de obicei, oamenii sunt anormali. Când dau de muncă, creierul lor, știi ce comandă le dă pe moment? Fugă. Pentru astăzi am pregătit 3 întrebări, care sunt 3 întrebări de conștientizare foarte importante. Prima întrebare este aceasta. Ești în armonie cu tine, cu valorile tale personale și cu principiile tale de viață? Haideți să ridicăm mâna sus cine consideră că este, în acest moment al vieții lui, în acord și în armonie cu valorile personale și principiile de viață. Mâna sus. Mai curaj, vă rog. Câți ați ridicat mâna? 3? 4? 5? Și restul? Vor fi după această prezentare. Am înțeles. Așadar, din această întrebare, cuvintele cheie pe care să le luați acasă sunt valori personale și principii de viață. Acest lucru nu vă învață nimeni. Nimeni nu te învață, mai ales din clasa a noua, nici măcar până în clasa a noua, că tu ești o ființă umană care are propriile valori și propriile principii de viață. Asta este povestea mea. În prima mea carte pe care am scris-o, care se numește În armonie cu mine și semnul exclamării la final, este descrisă povestea mea personală de când m-am născut până la vârsta de 35 de ani când am scris această carte, cum am făcut eu să ajung să-mi cunosc valorile personale și principiile mele de viață. În prima parte a acestei cărți, primul capitol, sunt descrise foarte pe larg cele 7 principii pe care nu le negociez cu nimeni. Și ca să îmi fac viața mea și mai ușoară, și vă dau un sfat iarăși prietenesc, un prieten foarte drag mi-a făcut cadou, pentru că am un iPhone, ca device, da? Asta, lucrez cu telefonul acesta, este un instrument de muncă, da? Mi-a scris pe copertă care sunt top 5 valori esențiale Mihaela Stroie și principiile de viață non-negociabile. Așadar, în fiecare dimineață, când Mihaela Stroie se trezește, în loc să stea pe Facebook, Twitter și alte social media, întoarce telefonul și își recapitulează de câte ori am răbdare dimineața X, valorile esențiale de bază și principiile. Și una dintre valorile mele este contribuția.
De aceea mă aflu astăzi aici. Pentru că eu hrănesc alături de voi astăzi, în această jumătate de oră, o valoare personală esențială pentru mine. Contribuția. Nu vă mai spun despre principii, pentru că vreau să vă încurajez să le descoperiți. Că dacă vă dau totul mură în gură, nu funcționează. Mergem mai departe. A doua întrebare. Cât de conștientizare. Ești pe primul loc în viața ta și te iubești pe tine? Wow! Mâna sus! Văd. Cine este pe primul loc în viața lui? Mulți! Perfect! Și vă iubiți pe voi? Excepțional! Vreau să-mi dea cineva un exemplu cum se iubește pe el însuși. Că nu doar așa, da, mă iubesc. Vreau să știu cum. Cine are curaj? Mâna sus. Hai repede că timpul trece. Aha, ok. Care sunt punctele tale? Ai o listă acasă cu poftele tale? Nu glumesc. Nu, mi-aș face. Ți-ai face o listă? Îți asum că de astăzi faci o listă cu poftele tale? După ce îți cumperi un pic și o agendă, îți faci o listă cu poftele tale? Perfect, pe parcurs. Super. Nu ai cum să te hrănești pe tine în momentul în care nu știi ce este important pentru tine. Asta între noi. Rămânem așa, prieteni, da? Deci dacă nu-ți pui pe hârtie sau pe ceva, pe telefon, că acum avem era digitală, nu contează neapărat pe hârtie, nu ai cum să te hrănești dacă nu ești. Și ca să încheiem cu întrebările, că întotdeauna încep așa în forță, a treia întrebare de clarificare și de conștientizare este: ai momente de luciditate și de claritate mentală? Să fie clar în capul tău ce ai de făcut? Aveți? Da. Sunteți foarte norocoși. Știți de ce? Pentru că sunteți la vârsta în care nu ați intrat în plin în viață. Adică aveți luxul, pentru că aveți părinți cu siguranță acasă care vă susțin, să puteți să fiți mai liberi din punct de vedere al responsabilităților. În momentul în care ai împlinit 18 ani și începi să fii pe cont propriu, numărul de responsabilități crește. În momentul în care îți vei temea o familie și îți asumi această responsabilitate, nu vreau să spun de multe ori se dublează sau se triplează numărul de responsabilități. Când va veni primul copil, mai ales dacă sunteți femei, iarăși se vă vorbește responsabilitățile, da? Bun. Astea sunt cele trei întrebări pe care vreau să vă pun așa pe gânduri. Și, nu, mi-am mai pus o întrebare de conștientizare. Acum este un moment în care vreau fiecare să se gândească la viața lui, în acest moment, așa cum este ea. Să se uite la cele patru arii, care sunt cele patru arii cele mai importante pentru o ființă umană, pentru a fi armonioasă și să evolueze, și să vă gândiți, să aveți un moment de luciditate, în care arie nu ești bine acum, astăzi, în 26 martie. Și avem așa, avem aria care este legată de starea fizică, de starea de sănătate a corpului tău, avem aria care este legată de starea ta emoțională, emoțiile tale, aria care este cea mentală, modul tău de gândire, da? Cum gândești, dacă ai claritate sau nu mentală, și partea spirituală, dacă ești ok, dacă ești în armonie cu universul acesta minunat în care toți locuim. În care arie nu ești bine acum? Acum astăzi. Emoțional. În aria emoțională. Mai este cineva care este în cazul colegului nostru să nu fie foarte bine acum în domeniul emoțional? Cineva care nu-și cunoaște emoțiile sau care are provocări cu gestionarea emoțiilor? Reacționezi impulsiv, te enervezi, te epuizezi pentru că îți consumi energie aiurea? Este cineva? Mai este cineva în afară de el? Mâna sus, mâna sus. Așa, așa. Contează foarte
când o să fii bine. O să fii bine. Da? O să fii bine. Știi când o să fii bine? Când ai să conștientizezi că tu ești cel care alege ce semnificație dă emoțiilor care trec prin corpul tău. Adică dacă dai minus sau dacă îi dai plus acelei stări pe care o resimți tu. Da? Bun, mergem mai departe. Să vedem cât este și ceasul, că timpul trece foarte repede. Am vrut să vă pun o poză, pentru că mulțumesc că ai pus în prezentare, că sunt reprezentant în general în România. Joe este mentorul meu. Am început să colaborez cu Genavoară de la vârsta de 25 de ani și colaborăm anul acesta, sărbătorim 15 ani de când colaborăm. Asta înseamnă că eu am 40 de ani, asta înseamnă că am o familie și cresc împreună cu soțul meu doi copii. Unul este clasa a noua, Matei, iar celălalt este clasa a treia, Filip. Mulțumesc! Deci am și eu provocări foarte asemănătoare ca ale voastre, datorită acestor vârste pe care le avem acasă. Și dacă ar fi să vă las astăzi o informație pe care să o puneți în aplicare de astăzi încolo, aceasta este informația. Dacă vreți să ajungeți un profesionist în domeniul în care vă place, alegeți un mentor care să fie cel mai bun din acel domeniu. Eu mi-am ales la 25 de ani să devin profiler. Mai bine zis, analist comportamental, că limba română nu prea se înțelege acest concept. Și asta înseamnă că, dacă eu am vrut să devin profiler, am ales să lucrez cu cel mai bun profiler din istoria FBI-ului, și anume mentorul meu, John Navarro. Când aveți curiozitatea de a intra pe internet și să tastați pe Google John Navarro, veți descoperi că în limba română sunt traduse din cele 15 cărți pe care John Navarro le-a scris până în acest moment din experiența sa profesională, sunt traduse în limba română 4 dintre ele. Iar prima carte care este tradusă în limba română este cartea pe care eu am tradus-o. În limba engleză se numește What Everybody is Saying, în limba română, foarte neinspirat tradus, se numește Secretele Comunicării Non-Verbale. Și această carte este numărul 1 Amazon și numărul 1 în lume, în ceea ce înseamnă o carte de început când vrei să intri în acest domeniu al analizei comportamentale. O găsiți pe internet, cred că o să găsiți și pe torenți, dacă vă scuta acolo. Important este să citiți cartea și să aplicați. Că fără să aplici, nu poți să devii un profesionist. Acum, partea pe scurt. Din experiența mea profesională, eu de la 25 de ani sunt antreprenor. Mi-am creat propria mea companie în 2002, în momentul în care România nu era încurajat să fie pe cont propriu. Și după 15 ani de lucrat cu mii de oameni, vă spun că am tras o concluzie. Dacă ar fi să fac un rezumat al acelor 5 acțiuni care deosebesc oamenii de succes, de oamenii care nu au succes, eu îi numesc victime, fără să se supere cineva pe mine, pentru că între a avea succes și a fi victimă și a te considera victimă, este un singur lucru. Diferența stă în a alege. Adică cine este victimă are a luat această decizie să fie victimă. Și o să vedem de ce sunt victime. Pentru că dacă vrei să ai succes, ai nevoie, în primul rând, să te ocupi de sănătatea și vitalitatea corpului tău. Pentru că corpul tău este casa în care locuiește sufletul și spiritul tău. Dacă ești bolnav, între ghilimele bolnav, sau dacă nu te hrănești sănătos sau eficient, nu ai resurse. Nu ai resurse fizice ca să poți să ai succes. Succesul este o stare de energie pozitivă. Și ca să o ai, ai nevoie să o hrănești. În primul rând cu corpul. Apoi ai nevoie de echilibru emoțional. Cum îi spuneam colegului nostru, avem de făcut acest echilibru, această balanță între emoțiile negative și emoțiile pozitive.
Și pot să vă spun din experiența cu mii de oameni că în capul vostru aveți de 4 ori mai mulți receptori pentru informații negative decât pentru informații pozitive. De 4 ori. Pentru că atunci când s-a creat creierul uman, s-a creat într-un context care este total diferit de contextul în care noi trăim acum. Și atunci, fără acest echilibru, n-ai cum să ai succes. Apoi, al treilea element este dat de valoarea pe care eu mi-o dau. Adică ce vreau să spun prin valoare? Valoarea nu ți-o dă altcineva. Valoarea ți-o dai tu singur. Prin munca pe care o faci, prin cărțile pe care le citești, prin experiențele de viață pe care le acumulezi. Mergem mai departe. A patra acțiune este, spunea colega noastră foarte bine, că fiecare dintre voi aveți acasă o mamă și un tată. Este foarte bine. Pe de-o parte. Pe de altă parte, mediul familial în care voi ați crescut, nu vreau să blamez pe nimeni, însă cunosc care este starea națiunii române, mare parte din părinții noștri, inclusiv părinții mei, au trăit într-o altă, cum să-i spunem frumos, într-o altă eră, care a fost o eră foarte limitativă. Eu aveam 12 ani la Revoluție și sunt foarte recunoscătoare că aveam doar 12 ani la Revoluție, pentru că n-au reușit să mă șteargă pe creier de tot. Da? N-au reușit. Am găsit resursele să-mi refac potențialul și să ajung cine sunt astăzi. Însă, de la părinții noștri și din mediul în care noi trăim, noi suntem în acest moment al vieții noastre cu foarte multe convingeri și credințe care ne limitează potențialul. Să vă dau câteva exemple. Nu sunt suficient de bun. Nu merit. A, celălalt este mai bun decât mine. Și mă opresc aici că o să intrăm cu toții în depresie. Deci, o recomandare prietenească este, când veți avea curiozitatea să intrați pe internet, să căutați ce înseamnă credință limitativă sau convingere limitativă, o să vi se deschidă o altă lume. Lumea în care începeți să vă vânați convingerile limitative și să identificați de unde vin. Credeți-mă, eu la 40 de ani în continuare vânez credințele limitative pe care le-am moștenit de la părinții mei și de la neamul în care m-am născut. Nimeni nu este perfect. Așadar, cu toți avem de lucrat. Și ca să încheiem cu a cincea acțiune, ceea ce vedeți acum în fața voastră, Mihaela Stroie la 40 de ani, este o persoană care este în continuă dezvoltare. Ceea ce înseamnă că eu am o viziune a vieții mele, am un plan cu viața mea și ceea ce vedeți acum se numește în limba engleză work in progress. Adică n-am ajuns acolo unde eu vreau să fiu. Mai am de lucru. Pentru că mentorul meu, John Navarro, mi-a trasat o direcție foarte clară. Mi-a spus, you must be better than me. Adică să fiu mai bună decât cel mai bun profiler de la FBI. Și credeți-mă, este o provocare pe care eu am acceptat-o. Pentru că îmi dau seama că dacă eu o să devin cel mai bun profiler, mai bun decât John Navarro, vă puteți imagina unde, ce valoare am eu? Ce valoare îmi dau eu singură? Pentru că depinde de mine lucrul acesta. Așadar, nu vă, cum să spun, nu vă cramponați că sunt la vârsta aceasta. Eu vreau să devin profiler de la 16 ani vreau să devin profiler. Știam foarte clar că asta va fi meseria mea. Pentru că îmi place neuropsihologia. Asta este pasiunea vieții mele. Și totul se află, tot secretul se află în spațiul vital de cele două urechi. Dar toți avem spațiul acela. Că altfel n-ați fi aici. Acum, dacă vrei să mă ajuți, te rog, vreau să le arătăm, am creat în online două resurse
Să le arătăm acele două închide. Așa, perfect. Am creat o resursă, care este o resursă în creștere, blogul meu personal, pe care îl găsiți cu numele meu, mihailastroie.ro. Am scris foarte multe articole acolo, ele sunt gratuite, pentru oricine vrea să citească despre ceea ce comunic eu. În plus, nu un pic mai jos ca să se vadă, vă puteți abona aici la mine, oprește un pic. Aici se poate abona și primiți gratuit un audiobook de 30 de minute în care eu împărtășesc cu voi 10 criterii personale care mă ajută să fiu pe primul loc în viața mea. Este un extras din a doua mea carte, Fii pe primul loc în viața ta. Și vreau să mergem și pe cealaltă resursă, pentru că eu le combin. Este canalul meu de YouTube, unde sunt în acest moment vreo 4.000 de subscriber, unde eu postez câte un video interesant în fiecare săptămână. Și aici găsiți emisiunea mea TV online, Momente de luciditate. Asta dacă vreți să urmăriți ceva interesant. Acum am să mă opresc aici și vreau să puneți întrebări. Ce fac eu? Citesc oamenii. Adică mă uit la un om, mă uit la tine acum, și primesc bani pentru asta, pentru că am foarte mulți ani de experiență în spate și îmi dau seama de setarea mentală a omului în primele 4 secunde, uitându-mă la el. De fapt, nici trebuie să mă uit la el, că îl văd cum vine spre mine. Și din 3-4 pași pe care îi face, îi fac profilul lui psihologic. Foarte rar m-am înșelat. Foarte rar. Pentru că se vede, setarea mentală se vede în primul rând în atitudinea pe care o ai și atitudinea se exprimă prin privire, prin poziția coloanei vertebrale și prin mersul pe care îl ai. Și dacă vrei să mai adaugi un element, este strângerea de mână, care spune dacă ești un om de succes sau dacă ai ales să fii o victimă. Oamenii de succes se strângă că... Hai să facem un test, până aici în față. Eu sunt întrebări, acum să și exemplificăm. Haide! Fără frică! Am să vă rog să fiți foarte atenți la ea, pentru că eu o să stau aici și o să o privim cu toții cum vine spre mine, ok? Focusul vostru este să vă uitați la mersul ei. Eu oricum am calibrat-o de când mi-am pus întrebarea, dar pe dragul exercițiului... Oprește-te. Dar și în fața mea pe ei. Ce observăm la ea? Fără să te supera pe noi, de nu te reclamăm. Doar vrem să te ajutăm să crești. De acord? Ce ați observat în momentul în care a plecat de acolo până aici? Hai să vedem cine a fost acesta. S-a uitat în jos. Câți ați văzut că s-a uitat în jos? Mâna sus. Bravo. Este evident că s-a uitat în jos? A fost evident? Perfect. Acum că să știi, da? Când vrei să dai mâna cu cineva, contează foarte mult privirea ochi în ochi. Da? Adică, îi țin jos. Ok? Da? Alt element non-verbal pe care l-ați observat a fost foarte clar. Părul. Bun. Ce ai observat tu la păr, te rog? Da? Și l-ai așezat, da? Perfect. În momentul în care noi avem starea de disconfort emoțional în interiorul nostru, avem această tendință naturală de a reduce stresul și atunci facem gesturi de autocalmare. În momentul în care ea, așa subtil cum a făcut cu părul și l-a atins, a fost un gest de autocalmare ca să-și reducă starea de disconfort în interiorul ei. Te simți încordat așa în interior? Ai teamă? Ai o stare? Ai niște emoții. Bun! Poți să-ți dai seama în acest moment care este emoția predominantă pe care o ai în interiorul tău? Nu. Dar hai să vorbim minim așa. Deci, dacă am avut de alege, cam care ar fi acea emoție? Rușinea. Știți care este intervalul de vârstă în care noi învățăm rușinea?
7-14 ani. Momentul în care intrați la școală, dragii mei și dragile. În momentul acela, conștient, inconștient, prin diferite metode, sunteți învățați să vă fie rușine. Dar să știți că asta este doar o convingere limitativă, rușinea asta. Pentru că tu ești o fată foarte frumoasă. De ce este foarte frumoasă? Haideți să vedem. Trei lucruri pentru care este o fată foarte frumoasă. Are? Are frumos. Super! Un alt indicator că este o fată frumoasă. Câți ani ai? Are 15 ani! Wow! Nu o să mai ai 15 ani. Din nou. Însă este o vârstă extraordinară. Este o vârstă în care ești de datoria ta să te cunoști mai bine pe tine. Da? Să te descoperi pe tine. Altul pentru care este frumoasă. Trăsăturile feței. Da? Ai, ești foarte frumoasă, foarte, foarte bine. Ai față foarte bine învățită. Da? Super. Spune-mi atunci, cum te simți? E pe bune exerciții, nu fac nicio magie. Ți-am dispus din rușine? Da, asta trebuie. Te simți mai bine? Da? Uite, acum poți să dai mâna cu mine. Da? Dar te-ți văd primești, prima dată te-ți văd primești. Da? Ochii sunt oglinda sufletului. Pe bune și nu glumesc. Și atunci când te uiți în ochii cuiva, se creează deja o relațională. Da? Și acum întinde mâna. Întotdeauna când vrei să transmiți că ai succes, ai palmele, sunt perpendiculare. Vedeți cum avem de palmele? Hai să ne întoarcem ca să ne vadă. Întoarce de șoamă. Vedeți? Cum sunt? Perpendiculare, mâna dreptă. Ia că mi-a dat mâna, are o mână foarte moale. Da? Te încurajez, ca timp de o săptămână, să exersezi strângerea de mână, așa cum facem noi acum, cu privirea, cu orice persoană care te întâlnești și care vrea să faci cunoștință. Însă, fii un pic mai fermă când strângi mâna, da? Pentru că eu simt că nu ai încredere în tine din strângerea de mână. Ai? Vreau să simt. Uite acum, vezi? E altceva. De acord? Promis că faci lucrurile acestea? Care este numele tău? Luiza. Poți să mă cauți pe Facebook, da? Și îmi spui cum mi se după o săptămână. A fost bine, n-a fost bine, m-am uitat în ochi, m-am uitat în ochi. Ok? E o provocare pentru tine. Ai înțeles? Excelent. Haideți să o aplaudăm. Bravo! Și nume de băiat. Sper să existe numele pe care eu l-am ales. Am ales o fată, Ioana. Cine este Ioana, în afară de Ioana Andrievici? Este o altă Ioana în sală? Și al doilea nume se pune. Este cineva care are buletin numele Ioana? Ioana. Nu este. Ba da. Cine este? Este Ioana. Tu ești? Acum, am înțeles că nu ești, că nu sunteți ele. Însă eu vreau să primesc această carte. Ok? Am ales numele Ioana pentru că se gândește mare drag. Și dacă puteți să transmiteți informația și altora, poate mai bine. Acum să vedem numele de băiat. Dacă am fost inspirată sau nu. Paul. Cine este Paul? Este un Paul? Nu este niciun Paul în sală? Foarte tare.
Foarte tare. Am să dau cartea unei doamne profesoare ca să poată folosi în orele de act. Pentru că dumneavoastră sunteți așa, aprobat. Super. Cred că timpul meu a expirat. Da. Da? Mai luăm o întrebare sau este aici? Spune-mi, este fix. Atunci este ok. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc!